Astăzi au început lucrările de reabilitare a șoselei de pe centura orașului Petrila. Ele sunt executate de cei de la Societatea de Închideri de Mine din Petroșani și vor fi gata până la sosirea iernii. Mai mult, lucrările vor împrejmui și clădirile ce au aparținut minei și care rămân în continuare nedemolate, delimitând astfel perimetrul de șosea. Au fost finalizate Proiectarea a fost finalizată procedura de achiziție a serviciilor de construcție. Astăzi, la ora 11.30, are loc întâlnirea dintre antreprenori beneficiari și dirigintele în construcții care va supraveghea aceste lucrări. Lucrările vor fi demarate din spatele primăriei spre Dărănești, dar în paralel cu desfășurarea acestor lucrări se va desfășura și lucrarea de împrejmuire a întregului perimetru a minei Petrila cu un gard din fier. Șoseaua ar îmbunătăți mult traficul din partea estică a Văijiului și a intrat în atribuțiile societății de închideri de mine construirea ei, după ce edilii din Petrila au cerut ca aceștia să o refacă. Pentru că tot ei au folosit-o cât clădirile din incinta minei au fost demolate. Așa se face că acum toate costurile sunt suportate de societatea de închideri de mine. Valoarea lucrărilor este de 1,9 milioane de lei, valoarea totală a drumului de centură și a gardului împrejmuitor. Termenul de, de execuție este 30 noiembrie 2018. Pentru că vremea ține acum cu constructorul, lucrările deja o vor porni. Va fi turnat covor asfaltic, iar întreg traficul greu se va putea desfășura pe acest tronson, care este acum la nivel de drum pietruit.